Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci. Iubiți ascultători, capitolul 27 pe care l-am studiat data trecută ne-a prezentat un Iacov decis să obțină tot ce se poate prin orice mijloace. Interesant este că Rebecca, mama sa, l-a asistat în înșelătoria pe care a făcut-o pentru a obține binecuvântarea de întâi născut din partea tatălui lui, în detrimentul fratelui său Esau. Am spus interesant, pentru că am auzit mereu oameni spunând că faptele lor rele sunt consecința faptului că n-au fost iubiți de mamele lor. Ei bine, Iacov nu avea o asemenea scuză. Rebecca l-a iubit, poate chiar prea mult, răsfățându-l. Am auzit de asemenea oameni spunând că, de fapt, Iacov și Rebecca nu au făcut altceva decât să împlinească planul lui Dumnezeu, plan căruia Isaac și Esau se împotriveau. Este foarte adevărat că Dumnezeu promisese Rebecăi încă înainte ca Esau și Iacov să se nască, că Iacov va fi cel care va câștiga proeminența în binecuvântarea pe care Dumnezeu o va aduce pentru urmașii lui Avram. Dar aceasta nu îi îndrătățea cu nimic pe Rebeca și Iacov să se folosească de minciune pentru a obține această promisiune. De ce credeți că Dumnezeu ar accepta un astfel de comportament din partea lui Iacov și Rebecca? Dacă Dumnezeu nu tolerează păcatele altora, de ce credeți că l-ar tolera pe al lor? Așa cum Dumnezeu nu tolerează alte păcate, nici acesta nu va fi trecut cu vederea. Mai mult, niciodată o binecuvântare din partea lui Dumnezeu nu se obține prin înșelătorie. Dumnezeu dăduse deja această binecuvântare lui Iacov. Mai era nevoie ca Iacov să fie pregătit pentru ea. El n-a fost pregătit atunci, dar tot nu poate trece peste procesul prin care Dumnezeu îl va modela, îl va pregăti pentru aceste binecuvântări. Dacă mai țineți minte, după ce sau descoperă înșelătoria, el amenință să-l omoare pe Iacov. Pentru a evita această tragedie, Rebecca plănuiește să-l trimite pe Iacov în Haran, la rudele lor. Acesta este punctul în care am rămas cu istoria noastră, istorie ce continuă și în capitolul 28. Să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Isaac a chemat pe Iacov, la binecuvântat, și i-a dat porunca aceasta: Să nu-ți nevastă dintre fetele lui Canaan. Scoală-te, du-te la Padamaram în casa lui Betuel, tatăl mamei tale, și ia-ți de acolo o nevastă dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale. În tot Vechiul Testament observăm că nu este voia lui Dumnezeu ca cel credincios să se căsătorească cu cel necredincios. Acesta este motivul pentru care eu cred că ceea ce ni se spune în capitolul 6 din Cartea Geneza despre fiii lui Dumnezeu, care s-au căsătorit cu fetele fiilor oamenilor, este o referire la faptul că cei credincioși se căsătoriseră cu cei necredincioși. Atunci, rezultatul a fost că Dumnezeu a intervenit prin judecată, pedepsind omenirea prin potop. Din experiența pe care am avut-o până acum ca păstor, pot să spun că de cele mai multe ori, atunci când au fost astfel de căsătorii între un credincios și un necredincios, rezultatul a fost că ambii deveneau necredincioși. Spun lucrul acesta, dragi ascultători, ca o avertizare. Mai știu și că atunci când ești îndrăgostit, este greu să ții seamă de asemenea sfaturi, dar după un timp se vor observa efectele. Acum, eu cred că este vorba de un crez general pe care ți-l faci în viață, crezi căruia îi subordonez toate acțiunile tale, gândurile și alegerile tale. Vorbeam despre experiența pe care o am în urma numeroaselor cazuri de cupluri cu astfel de probleme care veneau la consiliere. De obicei, scenariul era același. Tânărul sau tânăra spunea la început că au găsit persoana potrivită cu care sunt gata să trăiască până la sfârșitul vieții. Unul din ei nu era preocupat în mod special de credință, oricum, ei se căsătoresc, cel credincios, sperând să-l atragă pe celălalt către Domnul Isus. Acum, dragul meu tânăr sau draga mea tânără care asculți acest program, ce te face să crezi că dacă nu-l câștigi pe celălalt pentru Hristos înainte de a vă căsători, îl vei câștiga după? De obicei, o astfel de căsătorie atrage după sine necazuri. Nu vreau să intru în foarte multe detalii pe această temă, dar nu pot să nu vă spun că am întâlnit mame care, după ce aveau și câte un copil, erau oprite să meargă la biserică, erau maltratate, desconsiderate, disprețuite pentru credința lor și cuvintele nu mi-ajung să redau durerea pe care o simțeau. Așadar, dacă sunteți într-o astfel de situație, căutați cu mult mai multă seriozitate voia lui Dumnezeu. Dumnezeu, nu uitați! întotdeauna răsplătește credincioșia. Noul Testament se referă la această problemă asemănându-o cu înjugarea la un jug nepotrivit. Nici nu se poate spune mai bine. Exact aceasta este situația. Revenim însă la Iacov, versetele 3 și 4. Dumnezeul cel atotputernic să te binecuvânteze, să te facă să crești și să te înmulțești ca să ajungi o ceată de noroade, să-ți dea binecuvântarea lui Avram ție și seminței tale cu tine, ca să stăpânești țara în care locuiești ca străin și pe care a dat-o lui Avram. Așa cum am observat, prin dibăcia Rebecăi, chiar Isaac este cel care îl trimite pe Iacov să plece. Mai mult, Isaac pare a înțelege acum că binecuvântarea pe care Dumnezeu a promis-o lui Avram este acum transferată asupra lui Iacov. Oricum, Iacov ajunge în Padam Aram, unde se va întâlni cu Laban, fratele Rebecăi. Poate v-a spus întrebarea care este naționalitatea celor oameni. Ei erau evrei, izraeliți? Cred că nu. Cel puțin la acea vreme, singurul care a fost numit evreu a fost Avram. Izraeliți nu aveau cum să fie pentru că nici măcar nu fusese schimbat numele lui Iacov. Erau sirieni la acea vreme. De-abia de acum încolo avea să se nască națiunea evrească, urmașii lui Avram și al lui Israel. În următoarele versete, respectiv versetele 6, 7, 8 și 9, avem din nou o referire la Ismael, cel despre care spuneam că Biblia nu ne spune prea mult. El este amintit doar ca tată al soției pe care o ia Esau în încercarea de a place tatălui său Isaac. Esau a văzut că Isaac binecuvântase pe Iacov și îl trimisese la Padan Aram ca să-și ia nevastă de acolo și că, binecuvântându-l, îi dăduse porunca aceasta, să nu-ți iei nevastă dintre fetele lui Canan. A văzut că Iacov ascultase de tatăl său și de mama sa și plecase la Padanaram. Aram. Esau a înțeles astfel că fetele lui Canan nu-i plăceau tatălui său Isaac. Și Esau s-a dus la Ismael. El a mai luat de nevastă, pe lângă nevestele pe care le avea, pe Mahalat, fata lui Ismael, fiul lui Avram și sora lui Nebaiot. Esau au observat bine că familia lui nu era deloc încântată de soțiile pe care și le alesese. Numai că nici cea din urmă nu era din familia pe care și-ar fi dorit-o Isac și Rebecca. Ismaeliții nu erau prea departe de cananiți în ceea ce privește rolul lor în planul lui Dumnezeu. Noi revenim la Iacov. Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătăi și s-a culcat în locul acela. iată pe Iacov îndreptându-se către nord. Iar locul unde ajunge este Betelul sau Casa lui Dumnezeu, așa cum vom vedea. Betelul se află la circa 15 km nord de Ierusalim, iar locul respectiv casa pe care el a părăsit-o se afla la circa 30-35 km sud de Ierusalim. Se pare că Iacov a călătorit o distanță apreciabilă în acea zi. Probabil ceea ce i-a dat un asemenea elan a fost și teama de Esau. Numai că fugind de Esau, Iacov fuge și de casă. V-ați gândit vreodată cam ce se petrecea în acea seară în inima lui Iacov? Ei bine, cred că în primul rând se simțea singur. Poate că deja era dor de casă. În ceea ce privește relatarea biblică, aceasta este prima dată când Iacov este plecat de acasă. Vă duceți cumva aminte care și cum a fost prima noapte când ați fost plecat de acasă? Eu mi-amintesc bine noaptea aceea. Nici nu plecasem foarte departe, ci doar la câțiva kilometri pentru a petrece noaptea la niște prieteni de familie care aveau un copil de vârsta mea. Mi-amintesc foarte bine că mai întâi a fost o cină copioasă, apoi noi copiii am continuat să ne jucăm până când am căzut de oboseală. Până atunci n-am simțit nimic deosebit, dar mai apoi, când trebuia să mergem la culcare, a început totul. La cei nouă ani ai mei niciodată nu plecasem departe de acasă pe timpul nopții, nici măcar la vecini. Acum, când am început să mă îmbrac în pijama, mă năpădiseră amintirile părinților și aș fi vrut din toată inima să merg acasă. Am adormit greu și m-am răsucit toată noaptea. Dimineața m-am trezit primul și foarte devreme m-am îmbrăcat cu hainele de joacă și am fugit către casă. Desigur, de atunci au urmat multe deplasări, și deplasări mult mai lungi. Am petrecut mult mai multe zile prin țară, în afara ei. Dar, parcă n-am mai fost ca în acea primă noapte departe de casă. M-am gândit adesea la Iacov. El era de acum bărbat, dar totuși era ceva în inima lui. Era prima dată când pleca de lângă mama sa. Era atașat de ea, și acum probabil era foarte greu fiind departe de ea. Observați însă ce se întâmplă. El se întinde pe pământ și își pune o piatră drept pernă. Betelul este un loc posomorât, un pustiu mlăștinos cu o mulțime de pietre presărate peste dealuri. Cu toate acestea, Betelul constituie punctul de cotitură al vieții spirituale a lui Iacov. Acesta este locul unde se așează el pentru popasul de noapte. Și iată ce se întâmplă. Și a visat o scară rezemată de pământ al cărei vârf ajungea până la cer îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea, Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminței tale. Interesant este că locul unde Dumnezeu îi se arată lui Iacov este același cu locul unde îi se arăta lui Avram, când acesta venea către țara pe care Dumnezeu i-o indicase. Acum Dumnezeu îi face lui Iacov aceeași promisiune pe care i-a făcut-o atunci lui Avram. Așadar, mai întâi Dumnezeu face promisiunea lui Avram. Apoi, repetă această promisiune de această dată pentru Isaac, iar acum o renoiește față de Iacov. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la mează noapte și la mează zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Cred că nu era o promisiune mai încurajatoare pentru un om ce se simțea singur și părăsit decât aceasta pe care Dumnezeu i-o face lui Iacov. Iacov pleacă către o țară necunoscută, singur, fără sprijin din nicio parte, iar Dumnezeu îi spune: Voi fi cu tine. Mai mult, te vei întoarce în această țară care va fi toată ta. Cred că Iacov nu mai avea nevoie de altă încurajare. Viziunea pe care o are Iacov aici, în vis, este aceea unei scări care urca până sus la ceruri. Oare ce vrea să însemne această scară? Ei bine, dacă vă aduceți aminte atunci când Domnul Isus l-a chemat pe Natanael să-i fie ucenic, face și el referire la un astfel de episod. Să ne uităm la ceea ce este scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 50 și 51. Drept răspuns, Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochi, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi a zis, adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste fiul omului. Părerea mea este că acea scară nu este nimeni altcineva decât Domnul Isus Hristos. Îngerii urcau și coborau asupra fiului omului. Îngerii erau cei care stăteau în jurul lui slujindu-i. Erau la dispoziția sa. Nathanael, care la început s-a arătat foarte sceptic în ceea ce îl privea pe Domnul Isus, avea să audă mai târziu, la capătul acelei scări, Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Dragul meu prieten, Dumnezeu se adresează astăzi omenirii prin intermediul fiului său, Domnul Isus Hristos. Nimeni nu poate veni în contact direct cu Dumnezeu Tatăl. Am auzit adesea oameni spunând că ei vin direct la Dumnezeu, fără intermediari. Nimeni nu poate face lucrul acesta. Nimeni nu poate intermedia această întâlnire cu Dumnezeu decât Domnul Isus Hristos. Este singura modalitate prin care putem avea acces la Tatăl. Domnul Isus a spus, de altfel, cât se poate declar. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu există o altă scară către Dumnezeu în afară de Domnul Isus. Acesta este un adevăr care, iată, i-a fost încredințat mai întâi lui Iacov, uzurpatorul. Despre Natanael, Domnul Isus a spus: Iată cu adevărat un israelit în inima căruia nu este vicleșug. Nu se poate spune același lucru despre Iacov. Natanael era un sceptic, unul care îi ironiza pe ceilalți, dar nu era un înșelător, așa cum era Iacov la acea oră. Tocmai de aceea, Dumnezeu se va ocupa în mod special de Iacov. Dumnezeu îi face acum o minunată promisiune, dar mai sunt multe lucruri pe care Iacov trebuie să le învețe. Dar, oare nu este o situație asemănătoare astăzi? Pe mine, unul, nu mă miră că Dumnezeu trebuie să ne treacă prin tot felul de școli. Și nu mă refer aici la obișnuitele forme de învățământ, ci la acele încercări care constituie metoda lui Dumnezeu pentru învățarea noastră a oamenilor. Dumnezeu testează pe orice persoană pe care o primește. A făcut la fel cu Avram, cu Isaac, va face la fel cu Iacov și va face la fel cu orice persoană pe care el o iubește. Este modul în care el ne pregătește pentru bine cuvântările pe care deja le are pregătite pentru noi. Mi-aduc aminte că odată am primit o scrisoare de la un cuplu cărora le murise fiul în vârstă de numai 2 ani. Până la acel moment trăiseră cum voiau ei. Deși erau membri ai unei biserici, aceasta nu însemna prea mult pentru ei. Până atunci fuseseră niște ipocriți. Așa cum ei recunoșteau, a fost nevoie de acel șoc puternic ca Dumnezeu să-i scoată din această stare. Deși a fost teribil de greu pentru ei, în cele din urmă au ajuns acolo unde Dumnezeu voia să-i aducă și binecuvântările care au urmat au fost extraordinare pentru ei. În ceea ce îl privește pe Iacov, procesul pentru el abia acum începe. Iacov s-a trezit din somn și a zis: Cu adevărat, domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: Cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Îmi place foarte mult acest pasaj și îl folosesc mai ales atunci când se face dedicarea unui locaș pentru o biserică. Cât de înfricoșat este locul acesta. E nu prea este o afirmație prin care de obicei atragi oamenii de partea ta. Dar după ce fac această afirmație, le explic și de ce este înfricoșător acest loc. El este înfricoșător pentru cei asemenea lui Iacov. Cei care sunt păcătoși, cei care încearcă să fugă de Dumnezeu, trebuie să se teamă. Nu trebuie să se teamă cei care vin către Dumnezeu. Nu trebuie să se teamă, pentru că Dumnezeu este gata să-i primească la sine. În această conjunctură, Biserica este locul unde Domnul Isus mediază întâlnirea cu Dumnezeu Tatăl. Este calea adevărată către viață. Nu se poate ajunge la Tatăl decât în acest mod. Atunci când Iacov a fugit de acasă, perspectiva lui cu privire la Dumnezeu era una limitată. El credea că fugind de acasă, fuge și de Dumnezeu. Numai că ajungând la Betel, îl găsește pe Dumnezeu și acolo. Ați remarcat observația lui cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Dar acum când înțelege lucrul acesta, el face o promisiune Domnului. Și Iacov s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un delem pe vârful ei. A dat locul acestuia numele Betel, dar mai înainte cetatea se chema Luz. Iacov a făcut o juruință și a zis, dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Dacă citim puțin printre rânduri, ne dăm foarte repede seama că Iacov vrea să facă un târg cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte îl spune, Doamne, dacă Tu vei fi cu mine dacă mă ajuți în afacerile mele, atunci și eu te voi onora ca Dumnezeu al meu. Ceea ce uite Iacov este că Dumnezeu îi promisese deja tot ceea ce ceruse el fără să facă un târg cu Iacov. Cred că este un lucru din care și noi trebuie să învățăm. Noi adesea avem tendință să facem afaceri cu Dumnezeu. Atunci când ajungem în situații critice, când avem dificultăți, suntem gata să facem legăminte cu Dumnezeu asemenea lui Iacov, uităm că Dumnezeu a promis deja că are grijă de noi, că ne iubește, că suntem prețioși. Dumnezeu nu ne aduce în situații critice pentru a profita de noi. El nu profită de vulnerabilitatea noastră. Nu are nevoie de așa ceva. Nu așa lucrează el. Dacă ar fi fost acest gen de relație între Dumnezeu și Iacov, mă îndoiesc că Iacov ar fi ajuns vreodată acasă sau să aibă succesul pe care l-a avut. Numai iubirea lui Dumnezeu a făcut ca promisiunile să se împlinească, și nu virtuțile lui Iacov. Pentru că, așa cum vom vedea, nu sunt ele prea multe. Însă, asemenea, lui Iacov sunt mulți oameni în zilele noastre, oameni care încearcă să facă afaceri cu Dumnezeu, când Dumnezeu vrea să oferă din dragoste. Să vedem ce se întâmplă mai departe, ce face Iacov acum. Este vorba de versetul 22 din capitolul 28. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da zecea parte din tot ce îmi vei da. Iacov ridică această piatră ca un stâlp de aducere aminte și târgul lui se pare că este unul serios. El îi promite lui Dumnezeu că va da a zecea parte din tot ceea ce va primi. Este interesantă diferența dintre Iacov și Avram. Avram ridica un altar acolo unde se întâlnea cu Dumnezeu. Iacov doar un stâlp de aducere a minte a unei afaceri pe care el crede că a încheiat-o cu Dumnezeu. E o diferență. Cred că ceea ce diferă aici sunt nu numai formele diferite în care se manifestă cei doi, dar și atitudinile lor. Avram venea cu o atitudine de zmerenie și închinare. Iacov numai cu una de teamă și cu dorința de a obține ceva. De fapt, Iacov se dovedește a fi un comerciant născut. El a cumpărat de la fratele lui dreptul de întâi născut, acum vrea să cumpere de la Dumnezeu binecuvântarea. Mai târziu vedem că își va cumpăra soțiile. Numai că așa cum o să vedem de altfel, binecuvântarea nu este ceva ce poți cumpăra, nici măcar merita. Un alt lucru care apare în mod diferit la Avram față de Iacov este cunoașterea Domnului. De fapt, cred că aici se face și acea diferență de atitudine a lui Iacov. Mai târziu, ea se va modifica substanțial. Acum, însă, este evident că Iacov nu-l cunoștea bine pe Domnul. Nu-l găsim la el nici acea reverență, nici teama aceea sfântă și nici încrederea de care dădea dovadă Avram. Dragi prieteni, cred că putem învăța totuși multe lucruri de la Iacov. Chiar dacă acum nu se poate spune că învățăm prin puterea exemplului, cred că putem învăța câte ceva din lucrurile pe care n-ar trebui să le facem. Un prim lucru ar fi cel legat de înțelegerea modului în care vin binecuvântările. Binecuvântările nu sunt neapărat premii, nu sunt salarii pentru faptele noastre bune. Binecuvântările sunt dovezi ale dragostei lui Dumnezeu. De multe ori, însă, noi nu suntem pregătiți pentru ele. Este nevoie ca mai întâi să trecem printr-un proces de formare, pentru ca în cele din urmă să intrăm în posesia binecuvântărilor. Avram este un exemplu în acest sens. Un alt lucru pe care putem să-l învățăm din greșelile lui Iacov este atitudinea lui față de Dumnezeu. Iacov n-a până atunci experiențe cu Dumnezeu. În consecință, nu-l cunoștea prea bine. Dar Dumnezeu îl cunoștea bine pe Iacov. Nu găsim însă la Iacov nici reverență, nici recunoașterea Sfințenii lui Dumnezeu. Iacov se sperie mai degrabă de viziunea pe care o are și încearcă să se târguiască cu Dumnezeu. Cred că este necesar să știm că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu a cărui putere este la fel de mare cu iubirea sa. În mâinile lui se află întregul univers. Ce ai putea tu, dragul meu ascultător, să-i dai lui Dumnezeu pentru a face un schimb reciproc avantajos? Nu cred că avem noi oameni așa ceva. Nu cred că putem să-i dăm ceva lui Dumnezeu pentru a considera schimbul avantajos. Este totuși un lucru pe care Dumnezeu îl vrea de la noi. Vrea să-i dăm voie să pătrundă în viața noastră. Și vrea să intre în viața noastră pentru a aduce mântuire și pentru a aduce binecuvântare. De aici este în puterea noastră să facem această alegere. Sectorul pe care Dumnezeu ni l-a încredințat nouă este cel al voinței noastre. Aici este locul unde Dumnezeu nu intervine. El respectă libertatea noastră. Și vedeți, Aici nu este vorba de întârg. Nu este vorba de o afacere. Dumnezeu respectă libertatea noastră. Punct. Dar în același timp ne invită plin de dragoste să acceptăm ajutorul lui. Probabil Iacov s-a crezut atunci un om grozav, unul care face afaceri cu Dumnezeu, dar tot ceea ce cerea el era deja în planul lui Dumnezeu. Nu era nimic care să fie și din calculele lui Dumnezeu. Numai că Iacov nu știa lucrul acesta, ca și multe altele, și ca mulți alții, de altfel. Dragi prieteni, Dumnezeu însă are răbdare, este plin de dragoste, atât față de Iacov, cât și față de noi. Nu uitați acest lucru și contați pe sprijinul lui. Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transfer Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88 București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro.com. Link. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar biblic.